În perioada anilor 2015-2017, Universitatea Tehnică a Moldovei a beneficiat de finanțarea unui proiect din partea Guvernului României prin intermediul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. În cadrul proiectului au fost elaborate și implementate două sisteme de irigare, un sistem de irigare prin picurare și altul, un sistem de irigare prin aspersiune. Acest proiect a fost un proiect în care am verificat posibilitățile noastre, am creat un colectiv de tineri din cadrul Universității Tehnice de la mai multe facultăți, fiindcă proiectul respectiv este unul multidisciplinar. Vara trecută, cu un colectiv de autori, am participat la un proiect interesant, chiar nouă ne-a plăcut foarte mult, că s-a pornit de la o idee și am văzut care este calea de la o idee până la lucrul acesta finalizat. Deci s-a pornit de la două gospodării agricole, la Criuleni și la Ungheni. S-au elaborat două sisteme autonome de irigare, care au fost integrate cu instalații de conversie a energiilor regenerabile. Acest proiect s-a finalizat în viziunea noastră cu succes. Un proiect realizat cu sprijinul Guvernului României.